Hai sus, di! Hai, hai de sus, di, di! Bunicule, bunicule, uite ce face Zete! Di! Auzi, băiete! Di! Potcoava fermecată. Di, di, di! Hai sus! Nu eu te-am trimis acolo sus. Dar dacă vei cădea și îți vei rupe gâtul, ai grijă să nu ajungi în mâinile mele, căci îți vei aduce aminte. Ce-i voi spune mamei tale că ți s-a întâmplat? De o zi sunteți aici, măi! Știi de ce m-am urcat acolo, bunicule? Nu, de ce? Ei bine, pentru că o țiglă a alunecat și am vrut să o pun la loc. Ce este cu toate imaginile de pe poartă? De ce au fost sculptate? Bine, băiete, bine, văd că ai schimbat subiectul, nu despre asta vorbeam. Păi așa să știi că pe această poartă nu se află doar istoria neamului, familiei, ci a întregii lumi. Poarta este granița dintre lumea exterioară și propria lume interioară a omului, a casei lui. Vezi floarea aia de acolo? Cu foarte mult timp în urmă, mai exact la începutul timpului, când Dumnezeu a creat pământul și erau multe materiale disponibile, prima și prima dată a făcut un ținut al legendelor, secuimea. Putem vedea asta și din faptul că nu sunt pe lume atâtea zâne, elfi, demoni și uriași, atâția munți înalți, atâtea păduri dese, izvoare, stânci atât de înalte încât ating norii, precum pe aceste meleaguri. Acolo, în Marele Neant, plutind între rai și iad, Dumnezeu se gândea: dacă tot am început, atunci să fie rotund, și a creat globul pământesc. Și oamenii care trăiesc pe aceste meleaguri sunt oameni faini, sunt oameni deosebiți. Un neam mai descurcăreț decât acesta nu a cunoscut toată lumea. Din brad fac pălincă, din cartofi vin, cu securea sculptează porți secuiești, cercuri de fier fac. Secuii își iubesc priceagurile. Cu ele au adaptat scrierea runică, sculptând în lemn. Dar câte nu pot face? Ei se și distrează. Distracția lor preferată în această lume este tachinarea. Dacă într-o zi nu pot păcăli pe cineva, acea zi s-a irosit în zadar. Locul acesta e minunat. În această vale, zăpada e de obicei atât de mare încât ciorile zboară ghemuite ca să nu își lovească capetele de cer. Asta e tot o vorbă de-a lor. Ba mai mult, primăvara, când zăpada începe să se topească, inundațiile sunt atât de mari încât și șoarece din pod prind pește. Dar cel mai important lucru pe care îl putem spune despre ei este că secuiilor le place cel mai mult să trăiască pe tărâmul secuiesc, în Transilvania. Dar din păcate și diavolul și-a aruncat ochii asupra acestui peisaj minunat. Lucrează viermele cel urât, auzi? Ce-a fost asta, bunicule? Diavolul doamnei Bozzo macină piatra singuratică. Ce diavol? Curiosul îmbătrânește repede, Zete. Ei bine, cred că ai pățit la fel. Cred că la piață capul tău nu mai poate fi vândut drept o căpățână de varză. Povestește-ne, te rog. Ei bine, a fost o văduvă pe nume doamna Bozzo. Nu avea pe nimeni, dar avea terenuri. A încercat să le lucreze singură, dar era tare bătrână pentru a avea grijă de pământuri. S-a gândit apoi și într-o zi l-a angajat pe diavol, slujitorul ei. Exact așa a făcut. Pactul cu diavolul a fost pecetluit cu o strângere de mână. Da, dar diavolul a terminat undoi treburile și de plictiseală a început să o bată pe bătrână. Atunci doamna Bozzo și-a zis: îl păcălesc eu pe ăsta. Și gândind asta, l-a dus pe diavol direct la piatra singuratică și i-a spus: acum dumneata ar trebui să spargi această piatră în bucățele mici de mărimea unei nuci. Și deodată diavolul a avut atâta muncă încât și până în ziua de astăzi macină muntele și probabil o să o facă până la sfârșitul lumii sau până nu va apărea potcoapa magică a prințului Ciobo. În zilele liniștite se aude și azi cum macină pietrele. Dar să nu vă faceți voi griji în privința asta. Mergeți și jucați-vă. Eu trag un pui de somn că tare am obosit. Of, Doamne! Hai să mergem. Haide, repede, ne întoarcem când se trezește. Nici mama nu ne-ar lăsa să mergem.
Zete, Zete, așteaptă-mă! Și tu unde te duci? Eu doar până la colț. Iar tu? Eu la Piatra Singuratică. Dacă bunicul se trezește? Dacă ți-e frică, rămâi acasă. Mie? Uite câtă piatră este! Sigur, diavolul ăla pe astea l-a măcinat. Am văzut, acum putem merge acasă. Și atunci ce facem aici? Tragem cu urechea să aflăm dacă diavolul acela e aici. Nici nu există diavol, doar în povești. Bine, eu merg acasă. Să mai așteptăm doar puțin. Eu nu mai stau. Și așa bunicul va fi furios pe noi. Hei! Ce este? Ce ți-am spus? Au! Asta e fierbinte! N-am mai văzut o asemenea potcoavă până acum. E fierbinte ca focul. Poate că este din aur. Da, n-ai mai văzut așa ceva. Dă-mi-o înapoi. E o potcoavă fermecată, ce ți-am spus? Uite, uriaș! Hai să mergem! Rico, nu vezi ce faci? Ce? Înfloresc florile în urmele lăsate de picioarele tale. Asta cum o mai fac? Sigur potcoava face asta. Incredibil! Hai, trebuie să plecăm de aici.